Știrea subtitlului Mesajul trimis de Halil către Slatâr Colo a fost dezvăluit. Vin să te iau este despre un mesaj personal al lui Halil către Slatâr Colo care a fost divulgat publicului. Această declarație poate indica interesul apropiat al lui Halil pentru Sila și poate un plan special pentru ea. Apariția unor astfel de mesaje personale atrage adesea multă atenție în lumea tabloide și în rândul fanilor și poate duce la diverse speculații despre relații. Mesajul lui Halil, vin să te iau, poate exprima sentimentele lui pentru Sila și sinceritatea în relația lor. Acest mesaj arată starea actuală a relației lor și posibilele planuri pentru viitor. Astfel de expresii reflectă intensitatea emoțională și seriozitatea în relații și subliniază angajamentul cuplului unul față de celălalt. Această știre poate crește și mai mult interesul publicului și al fanilor lor cu privire la relația dintre Halil și Slatâr Colo. Împărtășirea unui astfel de mesaj între două celebrități ar putea duce la speculații suplimentare despre relația lor și ne poate ajuta să înțelegem mai bine natura și viitorul relației lor. Apariția mesajului pe care Halil l-a transmis lui Slatâr Colo, vin să te iau, trezește mai multă curiozitate cu privire la natura relației dintre ei și la stadiul actual al acestei relații. Scurtarea unor astfel de mesaje personale și intime către public crește adesea speculațiile despre relația de cuplu și despre sentimentele lor unul față de celălalt. Acest mesaj arată interesul lui Halil pentru Sila și sinceritatea în relația lor. Expresia "vin să te iau" poate indica faptul că poate un pas important este pe cale să fie făcut în relația lor sau că a fost făcut un plan special. Acest lucru subliniază seriozitatea relației lor și angajamentul lor unul față de celălalt. Cu o astfel de veste, relația dintre Halil și Slatâr Colo devine un subiect urmărit mai îndeaproape de fanii lor și de publicul larg. Deși această știre oferă o nouă perspectivă asupra relației lor, poate duce la mai multe speculații despre viitorul relației lor. Astfel de interacțiuni personale între două figuri celebre rămân intrigante și intrigante pentru fanii lor și publicul larg. Apariția mesajului "vin să te iau" pe care Halil l-a trimis lui Slatâr Colo poate indica o nouă fază în relația lor. Această declarație dezvăluie interesul profund al lui Halil pentru Sila și o anumită intenție în relația lor. Astfel de afirmații simbolizează adesea momente importante în relații și ne ajută să înțelegem mai clar natura relației. Acest mesaj poate fi perceput de fani și publicul larg ca indicii despre viitorul relației dintre Halil și Sila. Apariția unor astfel de mesaje personale poate reflecta aspectele ascunse ale relațiilor și adevăratele sentimente ale cuplurilor unul față de celălalt. În plus, acest mesaj poate fi considerat un indicator care subliniază angajamentul cuplului unul față de celălalt și seriozitatea relației lor. Cu o astfel de veste, relația dintre Halil și Slatâr Colo devine mai atentă de fanii lor și de publicul larg. Această știre crește curiozitatea publicului și a fanilor cu privire la relația lor și oferă mai multe informații despre natura și viitorul relației lor. Drept urmare, apariția acestui mesaj de la Halil către Slatâr Colo oferă o nouă dimensiune relației lor și face relația de cuplu și mai interesantă. Această știre crește interesul publicului și al fanilor față de relația lor și duce la speculații suplimentare despre viitorul relației lor. Această dezvoltare continuă să fie o problemă interesantă despre relația dintre Halil și Slatâr Colo și oferă o perspectivă nouă și interesantă asupra vieții și relațiilor lor private.